Vrei să-i faci lui ceva? Dacă vrei, uite, am o chestie bonus. Poți să te fac pe tine să-i citești mintea lui? Nu, eu zic să... Hai, mă, să ne simțim bine. Da, vrem. Vrei, ok? Din punctul de vedere. Acum, o să fac tot și cu cărți ca să nu fie nimic complicat, știi? Ok. O să păstrez secretul, o să fie doar cadou meu pentru tine că îl știi, dar poți să te rog frumos să te muți lângă mine ca să devii magician automat. Ok. Și trebuie să aplaudăm. Să-mi citească mie gândurile? Să creăm iluzia că îți citește mintea legată de o carte de joc, ok? Ok. Nu o să fie nimic foarte personal. Nu putem să citim ceva personal? Politicos. Încerc să păstrez. Da, să nu. Adică ar putea să fie și altceva legat de păbune și să aibă legătură cu cărți de joc, adică să fie ceva exact ce gândesc sau cum. Scuze puțin. Uite, facem așa. O să vreau să ating o carte și o să arătăm spectatorilor cartea. Și evident că nu o să întoarcem pentru tine, ca să fie mai interesant, dar tu o să știi exact ce se întâmplă. Ok. Și poți să te mut un pic mai în spate. Spatele tău un pic. Atinge ce carte vrei tu. Masache, părerea mea este să scoți casca din ureche. Ca toată lumea să nu... Degeaba, că nu vorbește nimeni nimic. Păi asta, nu, dar... Ca să, se elimine potențial, ca să nu zic lumea că suntem noi vorbiți dinainte. Nici măcar nu știai că o să se întâmple chestia asta. Ok, atinge orice carte, ca să poți să vadă și asta. Să nu da, gata. Asta de aici? Da. O puteți vedea și voi ce din spate? Poți să confirm că nu e ceva scris pe spate, nu? Da. Ok. Și crezi că poți să știi ce carte a luat din ai? Da. Foarte bine. Ok, gândește-te, hai să fie mai interesant. Gândește doar la culoare prima oară, doar la culoare. Am gândit deja doar la culoare. Gândește doar la culoare și tu nu te gândi la alta, de exemplu, dacă e neagră, stângleș, roșu sau dacă e roșu, stângleș, neagră. Știi, gândește exact la culoarea ta. Ce zici că e prima oară? Roșu sau negru? Hai să fie simplu, 50-50. Roșu. Bine, 50-50, ok. Are dreptate? Stai, mă, că n-am râs. Am râs? Ce dracu am râs? Ok. Da. Mai transmite... Da, are dreptate, da. Gândește-te și acum la simbolul, cel, sunt două roșii. Da. Mă concentram. Stai, că nu vreau să mă mai... Știi că se uită la mine și mă influențează și nu vreau. Fair play. Zi-mă! Gata, mă gândesc. Este... Deja e simplu. Ești acum la simbol, cum ar fi la numărul cărții. Uite, dacă ți iese, uite-te în ochii lui, cred că știi. Zece întâmplări ciudate și o minune. Zece? Da. Ceea ce pare, niciodată. Da. Delia e magică, asta. Să murtu că e, adică, da, cum ai știut? Păi nu pot să spună că e magician. Da, ok, bine, mulțumim. Mersi și eu. Care a fost faza cu Delia? Într-adevăr, o ghicit chestiile alea pe bune? Nu știu, că nici n-a vrut să-mi spună după aia, nici... Habar n-am, cred că e dată la vreun semn. Băi, Matache, explică-mi și mie o chestie. Ți-a făcut el vreun semn? Si? Da sau nu? Ți-am întors cumva cartea să o vezi? Nu, mă, nu. Ți-a făcut așa, tac, tac, 10? Nu mi-a făcut absolut nimic. Ideea e că el a deschis o cale de comunicare, pentru că asta poate să facă. El are capacitatea asta și eu am, nu are toată lumea. De-aia nu ți-a zis ție să încerci să-mi gândești mie, să ghicești gândurile, pentru că tu nu poți, că nu ai această capacitate. E, și atunci l-a apelat la mine, pentru că știa că pot. Și asta e. Și a intrat în mintea mea. Da. Și a fost groază. Noroc că n-am stat mult. Asta a părut. Dar ai ieșit între timp, nu? Nu știu dacă încă sunt acolo. Cred că am ieșit. E frig acolo, crede-mă. Și ai mult spațiu. Rămân așa acum, pe frecvența asta, pe chestia asta, și am să-i citesc mintea și am să fiu în mintea lui toată ziua.
Te distrug. Eu sunt singurul dintre cei trei mici monștri abominabili.